înainte, vreau să mă adresez elevilor, fiind și eu profesor, de la mici până la cei de a noua și a zecea, că vă apreciez în mod deosebit pentru toate trăirile, simțămintele din această perioadă, pentru faptul că ați învățat versuri adresate Domnului Iisus și Maicii Domnului, pentru că ați cântat minunatele colinde. Felicitări dascărilor care sunt lângă voi și vă învață lucruri deosebite, felicitări organizatorilor și mulțumiri pentru urările de la mulți ani. Felicitări astăzi! Sănătate multă pentru noi toți! Și dacă îmi permiteți o colindă, două și un cântec popular, că așa mă știți pe mine, cu cântecul popular. Veniți astăzi, credincioși, să sărbătorim, să sărbătorim de nașterea lui Hristos, ne bucurăm, de nașterea lui Hristos, ne bucurăm. Veniți cu toți la Mesia, să aștepta spre mine.
și pentru că ați fost desăvârșiți toți, chiar dacă sunt mici diferențe, să știți că ați fost extraordinari copii. Să o țineți așa, să păstrați tradiția în țara românească, e cel mai important. Un cântec cu care mă vedeți la televizor. Cântec popular. Să vă mustre ceas de ceaschiță, măi iurechiță.